Operatorii care efectuează curse de transport persoane în Prahova vor fi nevoiți să se înscrie la licitație pentru a putea presta astfel de servicii pe raza județului. În aceste condiții, conducerea Consiliului Județean Prahova a decis să impună o serie de noi punctaje în caietul de sarcini, mare parte dintre ele vizând stoparea fenomenului de poluare. Pentru a lămuri lucrurile, reprezentanții executivului județean i-au invitat pe transportatori la o nouă rundă de discuții. La acest moment, noi lucrăm în continuare la caietul de sarcini. Am primit în urma discuțiilor pe transparență publică câteva recomandări destul de bune. Încercăm să facem o licitație, așa cum am zis, să fim primul județ din țară care face o licitație foarte bună și să putem să acoperim toate loturile cu operatori. Probabil va mai dura 2-3 săptămâni până vom avea caietul de sarcini gata. Printre solicitările transportatorilor se numără și optimizarea programului de transport, dar și optimizarea tarifelor în funcție de inflație. Am discutat și este și în acest moment în discuție o parte din optimizarea programului de transport și aici includ rute, dar și, să spunem, orare. Partea de oră, de, să spunem așa, de mărire sau micșorare a unui traseu, dar și partea de, să spunem, optimizarea a prețului funcție de indicatori în afara acelui indicator deja prevăzut în contract, cum ar fi prețurile la motorină. Potrivit vicepreședintelui Cristian Apostol, discuțiile au vizat și modificările aduse în caietul de sarcini în ceea ce privește anul de fabricație al autovehiculelor, însă la acest criteriu, executivul județean nu este dispus să renunțe, componenta de mediu și cea de siguranță a călătorului fiind unele importante în viziunea Consiliului Județean. Cel mai, să zic, realist este cel cu vechimea parcului de transport, în care eu înțeleg foarte bine operatorii care merg pe ideea, ok, avem deja microbuze, autobuze și nu vrem să cumpărăm, să îmbunătățim flota, pentru că avem costuri și așa mai departe, dar la fel de bine pe mine mă interesează și siguranța cetățeanului, cel care este principalul beneficiar al transportului județean. Și aici am fost destul de clar că anii prevăzuți deja în caietul de sarcini îi voi schimba foarte, foarte greu și doar dacă există o justificare temeinică. Un alt aspect important îl reprezintă introducerea sistemului de ticketing și a abonamentelor. Unul din punctele esențiale este, în cadrul caietului de sarcini, este prevăzut pentru abonamente, în care am dat posibilitatea operatorilor să concureze tocmai pe acest abonament, pe reducerea la prețul de abonament. După cum ați văzut, chiar am făcut un amendament în cadrul bugetului, prin care introducem sistemul acesta de monitorizare a traficului de persoane intrajudețean, chiar și de ticketing. Deci, în acest sens, dorim să implementăm un sistem foarte performant de ticketing pe transportul județean. Discuțiile dintre cele două tabere nu se opresc aici, fiind programate pe viitor și alte runde de dezbateri pe tema transportului de persoane din județul Prahova.